Bună, bine ai venit sau revenit pe acest canal. Dacă ești nou pe acest canal, iată, eu sunt Nicoleta, consilier spiritual și autor cărți. Astăzi o să-ți prezint câteva idei despre luna plină în Capricorn de pe 13 iulie 2022. Sunt câteva idei pe care le-am preluat de la Valeriu Pănoiu, astrolog, pe care îl admir și îl urmăresc. Am considerat că aceste informații sunt utile și pentru tine și am zis să le dau mai departe. Iar la sfârșit o să extrag câteva cărți de oracol și din Oceanic Tarot. O să extrag trei cărticele ca să vedem ce ne aduce această lună plină în Capricorn. Și din înțelepciunea oracolului o să extrag alte două cărticele. Ca să vedem ce ne sfătuiesc cărțile, cum ar fi bine să primim ceea ce primim. Da, care să fie atitudinea noastră sau ce e nevoie să știm așa. Dar să ne întoarcem la această lună plină în Capricorn. Valeriu Pănoiu spune că reprezintă un punct culminant al unui proiect sau al unei activități pe care am început-o acum 6 luni aproximativ, deci iată, prin decembrie sau prin ianuarie, și că acum primim rezultatul. Și acesta poate fi, cum ar fi, îndeplinirea unor vise. De exemplu, spunea el, ai putea să începi să faci bani dintr-o activitate secundară. Bineînțeles, tu, cel care a făcut ceva, care a început ceva acum 6 luni, dacă nu ai făcut nimic, nu ai început nimic nou, evident că nu ai ce să primești, evident, nu? Deci, noi cei harnici și foarte organizați, responsabili, primim aceste lucruri și iată că astfel devenim mai încrezători și începem să ne convingem pe noi în primul rând și implicit și pe alții de valoarea noastră. Ne vedem cu alți ochi. Și evident că în acest fel, pe această vibrație de iubire de sine, de respect și stimă, de apreciere, o să începem să primim propuneri, ne afirmăm și creștem în acel domeniu sau chiar în mai multe. Iar pentru că luna plină este în Capricorn, iar soarele este în rac, acest fenomen luminează aspecte din umbră. Spunea Valeriu că putem să mirosim de la o poștă pe cel care e cinstit, adică discernem cu claritate pe cine putem să contăm, cine ne este alături. Iar acum, haide să vedem care este treaba cu cărțile. Deci o să extrag trei cărticele, le amestec acum. Să vedem, sunt foarte curioasă ce ne aduce această lună plină în Capricorn din 13. Știi că efectul ei este... Ups, au ieșit trei cărticele. Efectul ei începe pe 12 și se termină pe 14, partea cea mai profundă. Acum să mă gândesc o secundă la cărțile care au căzut. O schimbare, într-adevăr. Deci, ce văd eu aici? Văd multă tristețe, nu știu dacă se vede. Deci, este Five of Cups, 5 de cupe. Deci, în emoțional, în sentimental, acolo există o tristețe, sadness, o tristețe. Este a ta sau altcuiva? Acum se pot potrivi aceste interpretări, se pot potrivi în totalitate sau se pot potrivi anumite părți ție, pentru tine, pentru situația ta, iar acum că este vorba de planul romantic sau de planul de carieră sau de alte situații din viața ta cu care te confrunți, tu vei ști cum să aplici practic aceste informații, da? Deci eu văd aici tristețe. Aceasta este starea de tristețe, să spunem că este trecutul, da? Acum, a doua carte este Regele Oceanului. Regele Oceanului, wow! Ordine! Regele Oceanului, sper că vezi, da, se vede, se vede.
Este un bărbat cam încăpățânat. Este un bărbat cam încăpățânat sau o energie, să-i spunem masculină, încăpățânată. Deci el stă pe tronul lui de piatră. Deci cum ar veni, nu se clintește de acolo, este înțepenit, parcă este zidit în tronul acela. I-a crescut și barba, i-a albit și părul. Glumesc, dar poate să fie foarte aproape de adevăr. Dar iată că el are o bâtă acolo, cum se spune, sceptru, are lumina. Deci el are la atât de aproape, el are lumina, urmează doar să se ridice de acolo și să urmeze lumina, să facă lucruri minunate în viața sa. Eu asta înțeleg din această carte. Într-adevăr, avem nevoie de ordine în viață, avem nevoie de puterea masculină, de energia masculină, care are putere și care face reguli și care conduce. Avem nevoie de aceste lucruri. Numai că multă încăpățânare, eu cam asta înțeleg din această carte, multă încăpățânare poate să meargă la o extremă și după cum știm, extremele nu sunt bune. Deci asta poate să fie starea prezentă. Deci tristețea era la trecut, să spunem că acum e starea prezentă din care se iese. Iată de ce. Pentru că apare schimbarea. Deci 8 de cupe. 8 de cupe, schimbarea. Cupele înseamnă emoție, sentiment, trăire. Sunt 8 deja, sunt multe, pline. Deci e o schimbare pentru că atâtea cupe pline nu mai rezistă acolo. Trebuie să se reverse asupra ceva, asupra unei alte persoane, asupra unui proiect de suflet sau de muncă, implicit și de muncă poate să fie. Eu așa înțeleg că urmează schimbarea. Deci poate că această lună plină în Capricorn, iată, ne aduce schimbarea și acestea au fost fazele prin care am trecut noi, poate că am fost triști, apoi foarte încăpățânați, am ținut la principiile noastre și la construcțiile noastre mentale, nu am vrut să cedăm spațiu atât de înrădăcinați, atât de cimentuiți pe tronul nostru de putere. Dar acum vine schimbarea. Felicitări! Dacă ai lucrat la aceste lucruri, iată că vine schimbarea și e minunat! Acum o să mai extrag aceste două cărți ca rezultat final. Ca rezultat final, da? Uite, mi-a scăpat porumbelul. Eventual să fie și un sfat din partea divinității pentru noi. Cum să primim noi această situație sau această lună plină și cu ce vine ea. Ia să vedem. Am nevoie de două cărți. Sunt curioasă, sunt curioasă, ca și tine, nu? Dacă îți place acest... A căzut una? Wow, superbă! Wow! Te țin puțin așa în curiozitate. Dacă îți place acest video, te rog frumos să dai un like, să pui un comentariu, poți să-mi lași și întrebări sau cel puțin o întrebare despre orice dorești tu acolo, poate chiar doar să mă saluți. Și dacă nu te-ai abonat la acest canal, te rog frumos să o faci, pentru tine nu înseamnă nimic, pentru mine înseamnă foarte mult, mă ajută să cresc pe YouTube și să construiesc această comunitate superbă cu oameni luminoși. Ok, îți arăt acum cărțile. Deci, care este rezultatul? Este fantastic ca de obicei. Ia uite, schimb de daruri. Nu știu cât de bine se vede, este schimb de daruri. Deci, cum ar veni ca o surpriză dacă ai văzut această cutie din care sare un clov? Ar trebui să sară o persoană. Dar aici este o persoană care iese, este foarte frumos îmbrăcată, deci este ceva foarte frumos și alături de această cutie din care iese o persoană este o pisică și ele fac schimb de daruri. Schimb de daruri, darul poate să fie energia ta, atenția ta, privirea ta, vorba ta, iubirea ta, evident, da? Deci schimb de daruri. Acum
Nu știu cum se potrivește la tine, interpretezi tu, depinde ce fel de situație este, financiară, în iubire, pe carieră sau orice altă situație din viața ta. Deci acesta este un rezultat foarte, foarte pozitiv. Deci se implică ambele părți. Iar ultima carte spune că tu deja știi că ai o cunoaștere profundă. Deci ai ajuns la o cunoaștere profundă sau pur și simplu intuiția ta îți spune încă de acum, înainte să se întâmple aceste lucruri, tu deja știi care este rezultatul. Aici este o bufniță și sunt lucruri minunate, este numărul 7, număr spiritual. Deci tu știi, deci tu ce ți-ai dorit și ai plantat acolo, se îndeplinește. Tu știi. Aceasta a fost etalarea, interpretarea acestor cărți frumoase, superbe de astăzi. Acesta a fost videoul despre luna plină în Capricorn din 13 iulie 2022. Și îți mulțumesc că mi-ai fost aproape. Numai bine, pe curând!